Guvernul a majorat plafonul pentru acordarea voucherelor sociale la 2000 de lei, dar în acest cuantum sunt calculate toate categoriile de venituri, inclusiv cele din chirii sau jocuri de noroc. Astfel vă puteți trezi cu cardurile goale, chiar dacă pensia nu depășește această sumă. Cardurile sociale și pachetele cu alimente vor fi primite de românii vulnerabili și în 2024. Tichetele sociale în valoare de 50 de euro vor fi date și anul acesta din două în două luni. Guvernul a dat undă verde implementării unui sprijin material pentru categoriile defavorizate în perioada 2024-2027, conform anunțului făcut recent de purtătorul de cuvânt al executivului Mihai Constantin. Există însă precizări extrem de importante care de obicei sunt trecute cu vederea de beneficiari. Veniturile finale luate în calcul includ diverse surse, cum ar fi pensii, venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii și jocuri de noroc. Se face o mențiune specifică pentru veniturile din premii și jocuri de noroc, precizând că acestea includ venituri din concursuri și cele rezultate din promovarea produselor sau serviciilor. Plafonul maxim de venituri până la care o persoană poate beneficia de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde a fost majorat la 2000 de lei față de cel de 1700 de lei din anul precedent. De aici ar putea veni și răspunsul pentru cei care au primit bani pe carduri, dar la un moment dat cardurile lor au rămas nealimentate.